Mulțumim Domnului că în seara aceasta suntem în casa Lui. Cred că este un lucru bun. Sunt convins că este un lucru bun. Să știți că nu toți oamenii din lumea aceasta sunt convinși că a merge la biserică sau la orice alt locaș de închinăciune este un lucru bun. Și să știți că nici toți dintre noi nu considerăm întotdeauna că a veni la casa Domnului este un lucru bun. Și aceasta este un lucru rău, frați și surori. Să știți că diferența între ce credem noi că e bine și ce credem noi că e rău se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Din Biblie învățăm ce e bine și ce e rău. Să știți că nu învățăm nici de la televizor ce bine și ce rău, nu învățăm nici de la internet, nu învățăm nici de pe social media, nu învățăm din altă parte decât din cuvântul lui Dumnezeu. Și bineînțeles, dacă părinții noștri și bunicii noștri sunt pocăiți și ne învață lucruri din Biblie, atunci putem să învățăm și de la ei. Dar ultimul cuvânt, să știți că l-are Dumnezeu. Și știți și dumneavoastră că în lumea aceasta, în zilele în care trăim, se dă o bătălie extraordinară între bine și rău. Extraordinară. Sunt oameni care spun, mă, a avorta este un lucru bun. Și vin cu argumente. Și suntem noi creștinii care venim cu argumentele Bibliei și spunem că este un lucru rău și așa este. Ca să știm ce e bine și ce e rău, frați și surori, în primul rând trebuie să cunoaștem Biblia. Dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu cu deamănuntul, să știți că nu știm ce e bine și ce e rău și ne rătăcim, așa scrie cuvântul. Și în al doilea rând, ca să știm ce e bine și ce e rău, să știți că nu e destul ca să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim trash. Dacă nu suntem trash și adormim, chiar dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să știți că ne împotmolim. Și nu de puține ori o să spunem la bine rău și la rău bine. În versetul 22 din textul care s-a citit, spune cuvântul lui Dumnezeu, feriți-vă de orice se pare rău. N-avem cum să ne ferim dacă nu cunoaștem, frați și surori, care e rău. Și aș vrea să vă spun că m-am gândit la versetul acesta și acumulând ani de zile la adunare și vorbind cu frații, aș vrea să vă prezint în seara aceasta câteva lucruri, în funcție de timpul pe care îl avem, care totuși ni se par bune și nu le facem. Sau lucruri care ni se par rele și totuși le facem. Nu știu dacă le-am pus într-o ordine cum v-ar place vouă, dar în primul rând aș vrea să vă spun că primul lucru care este rău și îl facem, poate că nu toți, dar l-am auzit, este vorbirea de rău pe cei ce fac ceva pentru Dumnezeu. Vorbirea de rău pe aceia care slujesc lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Și aș vrea să categorisesc frații și surorile care se jertfesc pentru Dumnezeu și fac ceva în trei categorii mari. Și aș vrea să încep cu frații ordinați. Aș vrea să vă spun că nu de puține ori am auzit frați și surori vorbind de rău pe cei ordinați, pe diaconi, pe prezbiteri, pe păstori. Nu numai aici, și în alte părți. Am umblat în multe biserici, de când îs mic, de 40 și ceva de ani. Și chiar dacă eram mic, auzeam. Frați și surori, am stat și m-am gândit, totuși știm că n-avem voie să vorbim de rău, pe nimeni, că așa scrie cuvântul lui Dumnezeu, pe nimeni. Iacov 4,11, și totuși vorbim de rău pe frații ordinați. Aș vrea să vă spun că m-am gândit, oare care-i cauza? Oare de ce vorbim noi de rău pe cei ordinați?
Și să știți că m-am gândit de așa, poate cauza principală este că suntem invidioși pe ei. Aș vrea să vă spun că în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune că El, adică Dumnezeu, a dat pe unii, apostoli, proroci, păstori, evangheliști și învățători. Nu noi am dat, nu ei s-au dat, Dumnezeu i-a dat. Atunci când Dumnezeu alege pe un slujitor și îl pune în slujbă, frați și surori, orice ar face, nu avem voie să-l vorbim de rău. Aș vrea să vă spun că sunt unii oameni și am auzit că sunt invidioși că ei nu sunt ordinați. Aș vrea să vă spun că dacă Dumnezeu nu m-a ales să fiu diacon, presbiter sau păstor, sau nu te-a ales, degeaba vrei să fii. E adevărat că unii o să ajungă, că dau din coate, dar să știți că se vede un diacon, un presbiter sau un păstor care nu e ales de Dumnezeu. Nu-l văd numai eu, dar vede adunarea și se văd și parcă sunt tot mai mulți și tot mai mulți. Dar dacă Dumnezeu nu te alege, de ce să vrei? Și să-i mai și vorbești de rău. Un om ordinat, un frate ordinat, ca să ajungă să fie ordinat, frați și surori, trebuie să îndeplinească 3 condiții. Fără astea 3 n-are cum să ajungă. În primul rând, Dumnezeu trebuie să-l aleagă. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că biserica trebuie să-l observe. Și în al treilea rând, care este mai puțin important, este că trebuie să vrea și el. Degeaba vrei tu și spui că ai avut lucrări din partea Domnului când nimeni din biserică nu te observă. Ăștia sunt oameni invidioși care vor cu orice preț să ajungă să fie ordinați și nu-i alege biserica și vorbește de rău pe ceilalți care sunt ordinați. Aș vrea să vă spun că în seara aceasta vreau să învățăm cum putem să nu-i vorbim de rău pe cei ordinați. Și nu numai, dar stăm aici deocamdată. În primul rând, ca să nu-i vorbim pe cei, de rău, pe cei ordinați de rău, vreau să vă spun că trebuie să nu-i judecăm. Niciodată nu o să poți vorbi de rău dacă n-ai judecat. Prima dată judeci la minte și apoi dai drumul la gură. Dar știți care e problema? Oare de ce nu-i vorbim de bine? Știți de ce nu-i vorbim de bine? Pentru că n-am judecat bine. Atunci când judecăm un lucru bun, să știți că vorbim de bine. N-ai cum să judeci un lucru bun și să vorbești de rău. Dar când judecăm rău și judecăm strâmb, atunci vorbim de rău. De aia cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu judecăm. Pentru că noi suntem înclinați să judecăm rău. Noi suntem înclinați să judecăm cum vrem noi. Noi suntem înclinați să judecăm cum să ne iasă nouă bine. Și măcar dacă am tăcea și n-am dat drumul la gură să rămânem la judecată, dar mergem mai departe și vorbim de rău. Pe omul pe care Dumnezeu l-a ales. A zice, frate, dar cum să nu judec? Aș vrea să vă spun că este ușor să nu judecăm dacă ne punem în locul lor. Și aș vrea să vă spun 3 lucruri care frații ordinați le fac și poate pe care noi n-am vrea să le facem. În primul rând, aș vrea să vă spun că ei sunt oameni ca și noi. Sunt oameni care sunt ispitiți ca și noi, au fost ispitiți Domnul Iisus ca și noi, dar pe ei. Nu aveți așteptări foarte mari de la ei. Nu aveți așteptări să fie niște oameni perfecți. Sunt oameni ispitiți ca și noi. Sunt oameni cu scăzăminte ca și noi. Când avem așteptări mari de la cineva, și numai un pic dacă credem noi că o greșit, imediat îl judecăm și bârfim, vorbim de rău. În al doilea rând, să știți că frații aceștia își pun timpul înaintea lui Dumnezeu.
Tatăl meu a fost păstor și pot să vorbesc și cred că și frații o să mă... să fie de acord cu mine. Nu de puține ori, un om ordinat va trebui să-și lase familia și să plece. Nu de puține ori un frate ordinat va trebui să renunțe la vacanță și să plece. Nu de puțin un frate ordinat, dacă îi dă cineva un telefon, va trebui să trezească din somn la 1 și la 2 dimineața și să se ducă la un spital la un bolnav. Frați și surori, aș vrea să faceți asta. Și să nu vă dea nimeni nicio plată acum, să aveți nădejdea că Dumnezeu vă va răsplăti. Noi aproape orice facem în ziua de astăzi vrem să fim plătiți. Dar frații aceștia nu sunt. Și avem curajul să-i judecăm și să-i vorbim de rău. În al treilea rând vreau să vă spun că ei răspund de noi, frați și surori. Efeseni 13 cu 17 spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că ei priveghează asupra sufletelor noastre. Când ne gândim la aceste trei lucruri, să știți că nu o să ne mai vină să-i judecăm. Pentru că noi n-am face ce fac ei. Nu știu dacă am lucrat 12-14 ore într-o zi la construcții și mergem acasă și ne-am pus în pași și după o oră ne sună telefonul și dacă l-auzim să ne trezim și să plecăm mai departe, la un spital sau la cineva sau așa mai departe. Nu știu câți dintre noi am face treaba asta. Frați și surori, este păcat înaintea lui Dumnezeu să judecăm și să vorbim de rău. Și în special pe cei pe care i-a ales Dumnezeu să ne fie diaconi, prezbiteri sau păstori. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne învață să ne ferim de păcatul acesta. Aș vrea să mă duc mai departe, o altă categorie de frați care fac ceva pentru Dumnezeu și lucrează, ceva și pe care nu trebuie să-i bârfim și să-i vorbim de rău, sunt frații care au daruri. Și aici aș vrea să vorbesc mai mult, mai important despre cei care au darul prorociei, că ăsta e cel mai des întâlnit printre noi. Că așa zice cuvântul 1 Corinteni 14 cu 1. Ce să umblăm după toate darurile duhovnicești, dar mai ales să prorocim. Și așa este. Aici m-am gândit la cauză, dar să știți că aici nu mai cred că este invidia. Știți de ce? Pentru că aici oricine din adunare, fie că e femeie, fie că e bărbat, fie că e frate sau soră, poate să-i ceară lui Dumnezeu. Doamne, vreau și eu darul prorociei. Păi trebuie să te pocăiești, trebuie să ajungi la un anumit nivel spiritual și Domnul să ți-l dea. Nu e ca la păstor să zici, Doamne, vreau să fiu păstor, că dacă Dumnezeu nu te-a chemat înainte de a fi fost născut, nu o să ajungi niciodată, poți să te tot rogi. Dar la daruri putem să le cerem toate, frați și surori. Și totuși, îi vorbim de rău pe cei ce au darul și nu invidia. Și știți ce este? M-am gândit la cauză. Știți care e cauza? Păi frate, nu vorbi Domnul. Dar de unde știi dacă vorbi Domnul sau nu? De unde știi? Păi ce nu s-a împlinit lucrarea? Foarte bine, frate. La Domnul nu-i dăm noi timp când să împlinească lucrările și când nu. Dacă El zice în 3 zile și în 3 zile nu s-a împlinit, ai altceva. Dar nici măcar atunci n-avem voie să vorbim pe proroși de rău sau pe cei ce au daruri, indiferent ce daruri au. Aș vrea să vă spun că de unde știm că o prorocie este de la Domnul sau nu? De unde știm? Ideal ar fi între noi să fie un frate care are darul deosebirii duhurilor. Asta este ideal. Când un proroc zice așa vorbește Domnul și Domnul nu a vorbit, ăla cu darul deosebirii duhurilor zice să spună să tacă și să stea jos. Dar să știți că nu este de ajuns. Pentru că am stat și m-am gândit, dacă s-ar întâmpla așa ceva, un proroc renumit și să nu vorbească Dumnezeu prin el, odată să se întâmple să nu vorbească. Și unul cu darul deosebirii duhurilor să-i spună să tacă și o lasă să meargă mai departe. Ce s-ar întâmpla acolo?
Vreau să vă spun că cine are darul deosebirii duhurilor are și darul minunilor. Pentru că atunci când îi spune să tacă, Dumnezeu trebuie să facă o minune ca poporul să creadă. Vă aduceți aminte de Ilie din 1 Împărați, capitolul 18? S-au adunat acolo cei ce slujeau la Baal și era Ilie. Și acum poporul trebuia să vadă și să creadă cine e adevăratul Dumnezeu. Și primul rând, cei ce slujeau lui Baal au făcut un altar și s-au rugat la Dumnezeu la Dumnezeii lor să coboare foc din cer și Dumnezeu n-a coborât. Și o lăsa de minune. Dar Ilie, cel care avea darul minunilor, frați și surori, a pus lemne pe foc, a pus apă de 3 ori pe lemne, a săpat un șanț și era apă peste tot. Și când s-a rugat la Dumnezeu să coboare foc din cer, știi ce s-a întâmplat? Nu numai că s-a coborât foc din cer pe lemnele ude, dar spune cuvântul lui Dumnezeu cu ar și pietrile s-au făcut scrum. Încercați să ardeți o piatră acasă, să vedeți în cât timp ia foc. Niciodată. Frații și surori, în al doilea rând, cum putem să vedem că o prorocie din partea Domnului, sau nu-i bună, e când prorocia se împlinește exact invers. Dacă un proroc zice la o femeie, la o soră însărcinată, ai să naști un băiețel și o născută o fetiță, aia nu-i din partea Domnului. Poate prorocul să fie cu oricâtă vază și experiență de prorocie. Dacă prorocul zice, ne rugăm pentru cauza cutarei, ce sora nu o să moară și sora moare, aia nu a fost prorocie din partea Domnului. Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Noi putem și de multe ori o facem, sau de puține. Dar Dumnezeu nu poate să mintă. Dar lăsați-mă să zăbovesc puțin aici, să știți că am făcut comparație între un frate cu dar de prorocie și un predicator. Cei care au dar de prorocie și predicatorii sunt invitați în țară, aici, așa mai departe, și s-a anunțat, vine fratele cu tare. Vreau să vă spun un lucru. Un frate care are dar de prorocie, dacă îi anunța de seară, de exemplu, în biserica noastră, și s-a întâmplat numai să uite urât sau să ridice tonul la cineva, să știți că fratele respectiv nu mai trebuie să prorocească în seara aia. Pentru că Dumnezeu este foarte gingaș. Poate să fie prorocul cât de bun. În momentul când cugetul tău nu este curat, nu mai poți să spui așa vorbește Domnul. Știți de ce? Pentru că s-ar putea să vină de la tine prorocia, și tu nici măcar să nu știi. Și așa nu se împlinesc prorociile. Așa se împlinesc invers. Pe când un predicator, dacă e anunțat, chiar dacă o ridica el tonul la cineva, e adevărat că ar trebui să spună, frate, păstor, nu mai pot veni în seara asta la voi. Nu-i neapărat să spună motivul. Dar probabil că sunt foarte puțini care fac așa ceva. Pentru că o predică poți să-i dai drumul, citești din Biblie ceva, spui ceva din Biblie, dar la o prorocie nu e așa, frați și surori. În al treilea rând, o prorocie o cunoaștem că nu-i din partea Domnului dacă prorocul face lucruri care nu sunt găduite de cuvântul lui Dumnezeu. Matei capitolul 7 cu 11, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe prorocii vă cunoaște după roade. Un om care trăiește în păcat și care toți oamenii îl știu sau biserica îl cunoaște și ăla dă drumul la prorocie și spune așa vorbește Domnul, ăla trebuie să tacă. N-ai cum să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și să te ridici și să-ți deschizi gura, să ai curajul acesta să spui așa vorbește Domnul. Care Domn? Al patrulea rând, putem cunoaște o prorocie dacă în conținutul prorociei sunt lucruri care se bat cap în cap cu Biblia, frați și surori. Dacă sunt lucruri care se bat cap în cap cu Biblia, să știți că între Biblie și un proroc întotdeauna alegem Biblia. Dar trebuie să o cunoaștem bine. Trebuie să cunoaștem Biblia asta, cum se zice românește, din scorță în scorță.
Că atunci când un proroc dă drumul la o lucrare și spune lucruri împotriva cuvântului lui Dumnezeu, să-l cunoaștem, să spunem, asta nu-i lucrarea din partea Domnului. Și totuși, dacă sunt lucrări care nu sunt din partea Domnului, nu avem voie să vorbim de rău pe proroc. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. A vorbi pe cineva de rău e un lucru rău. Dar cuvântul lui Dumnezeu în textul nostru ne spune ce să facem cu prorociile astea. Și ce interesant aici. Dacă ne uităm la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 20 și 21, ce nu disprețuiți prorociile, nu le disprețuiți, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Așa trebuie să ne ferim de prorocii care nu sunt din partea Domnului. Nu le disprețuim, nu vorbim prorocul de rău, ci le cercetăm și prin lumina lui Dumnezeu păstrăm ce e bun. Și ce nu lăsăm unde îi? Nu mergem mai departe cu ele. O a treia categorie de frați și surori care lucrează pentru Dumnezeu și pe care nu trebuie să-i vorbim de rău, sunt ăștia mai mici ca mine, predicatorii, cei care cântă și cei care spun poezii. Vreau să vă spun că sunt oameni în adunări, și am văzut și eu, care cum se duce unul la predică, sau la cântare, sau la poezie, ia carnețelul și scrie greșelile. Mă gândesc că gramaticale. Și acum ce ați vrea noi să fim perfecți? Iacov scrie că toți greșim în multe feluri. Păi dacă eu predic, eu greșesc la predică. Dacă fratele nu predică, n-are cum să greșească la predică, că el nu predică, el greșește în ceea ce face sau ce vorbește. Dar nu vreți să nu se împlinească Biblia, frați și surori. Eu nu vreau să fiu perfect în predică. Că nu se poate, că toți greșim. Nu am greșit, greșim. Și știți cine vorbește de rău pe predicator și zice, bă, câte greșeli au făcut și i-am spus și... Ăia care nu predică. Mă înțelegeți? Ăia care nu predică. Și dacă ei pune... La ora de rugăciune să vorbească 5 minute, nu știu dacă ar scoate două vorbe. Dar ei sunt mari judecători. Dacă au zis de vreo unul de ăsta de aici, când eu spus pe program, frate Gabi, puneți-l pe el în locul meu, că vreau să vedem cum se comportă. Râdem și zâmbim, dar cuvântul lui Dumnezeu este așa de strict și spune, nu vorbi de rău pe nimeni. În special pe cel care face ceva pentru Dumnezeu. Eu n-am venit aici să mă dau mare astăzi. N-am venit aici, încă mi-a luat 4 ore de la servici astăzi, din vacanța mea. Puteam să mă duc la servici să fac bani și să am vacanță. Frați și surori, cine vine aici să cânte, nu cântă pentru el sau pentru ea. Cine o spune o poezie, să ferească Dumnezeu să se gândească că el sau ea e mare și spune poezii sau cântă sau predică. Noi tot ce facem de la învonul lui Dumnezeu, facem pentru slava lui Dumnezeu. Primul lucru, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Feriți-vă să vorbiți de rău. Pe oricine, dar în special pe cei ce fac o slujbă înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că trebuie să ne ferim de a ne împotrivi voii lui Dumnezeu. Asta e prea de tot, frate. Păi cine se împotrivește voii lui Dumnezeu? Noi. Că dacă nu ne-am împotrivit, n-aș pierde vreme acum. Și știți că ne împotrivim voii lui Dumnezeu? Când nu o cunoaștem. Că dacă am cunoaște-o, sper că atâta minte avem să nu ne împotrivim lui Dumnezeu. Dar pentru că nu o cunoaștem, ne împotrivim voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu o cunoaștem din cuvântul lui. Și voia lui Dumnezeu o cunoaștem și din prorocii. Pentru că Dumnezeu ne vorbește și ne descoperă voia lui, lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Ce facem noi, frați și surori, împotriva voii lui Dumnezeu? Aș vrea să ating un subiect mai sensibil,
Dar aș vrea să fim foarte înțelepți și aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și zice acolo, pentru împărați, pentru toți cei puși în dregătorii. Vă îndemn înainte de toate să facem rugăciuni pentru toți oamenii, mulțumiri și așa mai departe. Aș vrea să vă spun că există rugăciuni pe care le facem împotriva voii lui Dumnezeu. Pentru că nu o cunoaștem. Și în 1 Ioan 5 cu 14 spune cuvântul lui Dumnezeu că El ne ascultă. El ne ascultă dacă ne rugăm după voia Lui. Și nu de puține ori am auzit și îndemnuri la rugăciune care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Pentru că nu o cunoaștem. Lucruri după voia lui Dumnezeu, frați și surori, ar fi tot în textul nostru. 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Niciodată n-ai să greșești dacă mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ce cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este voia Lui. Niciodată. Întotdeauna poți să mulțumești ore în șir, nu o să greșești. O singură excepție. Nu te ruga ca fariseu din Luca 18. El se rugă, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt. Nu te compara cu nimeni. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Foarte important. Nu prin comparație îi mulțumim. Îi mulțumim Lui și atât. Un al doilea lucru pentru care ne putem ruga și nu este un păcat, e scris la 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Și 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să fie aduși la cunoștința lui Dumnezeu. Când spune cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru toți oamenii, să ne rugăm pentru toți oamenii să fie mântuiți. Nu e niciun păcat aici. Putem să ne rugăm 5-6 miliarde, nici nu mai știu acum câți oameni sunt, cred că ne trebuie ani de zile dacă i-am luat pe toți după nume. Apropo că unii spun că n-au pentru ce să ruga. Dar aș vrea să vă spun că sunt lucruri și mi-a plăcut lunea, nu asta, aia la altă, la rugăciune, ne-am rugat pentru o familie din Chicago, care este de tineri, care este în pragul divorțului și ne-am rugat ca Domnul să-i ajute să nu divorțeze. Asta iară este un lucru bun, pentru că scrie în Biblie, în Maleahi, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Pentru toți care vor să divorțeze, rugați-vă să nu divorțeze, că nu o să greșiți niciodată. Asta nu e împotriva lui Dumnezeu, asta e cu Biblia. Dar sunt lucruri, frați și surori, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Haideți să citim și știm toți versetele acestea, să știți că nu o să vă aduc nimica nou. Toți le știm. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară. Cine? La care îi lipsește. De câte ori am auzit rugându-ne sau dând îndemnuri de la anvon, fraților, să ne rugăm pentru înțelepciunea lui cutare. Am auzit eu rugându-se, frații. Degeaba mă rog eu pentru înțelepciunea lui fratele. El trebuie să se roage. Că așa e cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne ferim de așa ceva. Feriți-vă să vă rugați pentru lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Nu vă rugați pentru nimeni să primească înțelepciune. Rugați-vă pentru dumneavoastră, că la fiecare ne lipsește. Nu cred că este unul de aici care să spună, eu am toată înțelepciunea din lumea aceasta, pământească sau spirituală. Când eu sau dumneata o să o avem toată, atunci ne rugăm pentru altul, adică știți când? Niciodată. Un al doilea lucru, frați și surori, pentru care ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu, este pentru cei bolnavi. Și când termin predica, vreau să facem o rugăciune pentru cei bolnavi, dar vreau să o facem după voia lui Dumnezeu.
Ai zice, cum frate că doară cuvântul lui Dumnezeu nu numai ne spune să ne rugăm pentru toți oamenii, dar ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei în suferință și pentru cei bolnavi. Dacă deschidem la Iacov 5 cu versetul 15, zice, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cei bolnavi și Domnul va însănătoșa. Păi dacă e voia Lui, să înțelege. Dar dacă nu-i voia Lui? Frați și surori, dacă nu știm voia lui Dumnezeu cu privire la un bolnav, dacă Domnul vrea să-l vindece sau nu, nu vă rugați ca Domnul să-l vindece. Poate a zice, frate, n-ai inimă, bă da, că lucrez cu bolnavii. Și dacă ar fi soția mea sau copilul meu în aceeași situație, poate m-ați întrebat, dar tu cum te rogi? Nu Dumnezeu să-ți vindece nevasta? Nu! Știți cum mă rog? Doamne, vreau să știu voia Ta! Frați și surori, degeaba ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu dacă Dumnezeu vrea să ducă pe cineva draga nostru acasă și noi ne rugăm invers. Trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne descoperă voia Lui. Sau, dacă am avea pe cineva cu darul cunoștinței. Darul cunoștinței, frați și surori. Ne lipsesc darurile în adunare. Alergăm după bogății, alergăm după case, alergăm după lucruri care vor rămâne aici. Și nu alergăm cu ce cuvântul lui Dumnezeu să alergăm după darurile Duhului Sfânt. Este nevoie în adunări de darurile Duhului Sfânt, frați și surori. Vin proroși mincinoși și este nevoie de frați și surori care au darul deosebirii duhurilor. Este nevoie de frați și surori care au darul cunoștinței. Să nu ne mai rugăm de la învoane pentru cineva ca Domnul să vindece și de fapt Domnul vrea să ducă acasă. Păi dacă nu avem frați cu darul cunoștinței, de unde să știm cum? Avem frați cu darul prorociei, slăviți să fie Domnul. Și ne bucurăm că Dumnezeu ne vorbește prin ei. Dar trebuie să întrebăm, Doamne, care-i voia Ta? Asta e primul pas. Aș vrea să vă spun că dacă Domnul nu ne descoperă, știți care e rugăciunea corectă pentru un om bolnav? Doamne, ajută-l să treacă prin suferință. Îi după Biblie sau nu-i? Doamne, ajută-l sau ajută-o să nu cârtească. Îi după Biblie sau nu? Doamne, ajută-l sau ajută-o să nu murmure. Îi după Biblie sau nu? Eu numai astea le știu după Biblie. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus în grădina Ghețimani? Foarte important. Zice, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta, dar totuși, facă-se voia Ta. Ce vrea să spună fraza aceasta? Eu vreau să vă întreb, nu știa Domnul Iisus cuvântul lui Dumnezeu? Păi da, El e cuvântul, El e de la început cu Dumnezeu. Dar când a rostit prima parte a frazei, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta, aici și-a arătat Domnul Iisus caracterul uman. Domnul Iisus a fost om pe pământ și apoi a fost Dumnezeu. Și tot El spune, totuși, facă-se voia Ta. Adică ce-o vreau să zic? Am zis rău, Doamne! Vreau să se facă voia Ta, că ce am zis eu nu-i voia Ta! Dar ne-a rămas exemplul ăsta pe paginile Sfintelor Scripturi pentru noi. Că de-aia ne-a învățat Domnul Iisus pe ucenici Tatăl nostru. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, slăvit să fie Domnul. Păi dacă ne rugăm, facă-se voia Ta de la doi anișori, de ce ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu până murim? Nu-i mai ușor să ne rugăm să vedem care-i voia Ta, Doamne? Păi dacă îl slujim pe Dumnezeu, credeți că Dumnezeu nu ne spune care-i voia Lui cu o privire la o problemă sau la alta? De ce nu luăm 3 zile de post pentru o problemă și zicem, Doamne, vreau să știm care-i voia Ta? Eu nu cred că Dumnezeu ne vorbește printr-un proroc. Eu nu cred. Pentru că noi suntem oameni care slujim pe Dumnezeu, frați și surori. Și dacă îl slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește. Și după ce știm voia Lui, apoi facem ce zice Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ezechia? Pe patul de suferință. Se îmbolnăvește rău și vine prorocul și spune, Ezechia, pregătește-te că vei muri și nu vei mai trăi.
Acum eu vă întreb, nu știu Dumnezeu hotarul lui? Iov, capitolul 14, cu versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu știe anul, știe luna și hotarul care l-a pregătit pentru fiecare dintre noi nu poate să fie trecut. De ce nu s-a rugat Ezechia? Domne, îți mulțumesc că m-ai ajutat până aici să te slujesc, abia aștept să vii să mă iei, să mă duc la tine. Știți ce s-a întâmplat cu Ezechia? Noi predicăm că Dumnezeu i-a prelungit viața cu 15 ani și e adevărat. Dar nu mergem mai încolo să le spunem la frați. În 2 Cronici, în capitolul 32, vreau să citiți acasă ce s-a întâmplat cu Ezechia. Zice că s-a îngânfat și lucrul ăsta nu i-a plăcut la Dumnezeu. Deci și dacă cunoaștem voia lui Dumnezeu, avem curajul să ne rugăm împotriva voii lui. Nu, Doamne, eu vreau să mai trăiască. Rătăciți suntem, frați și surori. Să te rogi împotriva voii lui Dumnezeu. Și cuvântul seara aceasta zice, ferește-te de tot ce ți se pare rău. Dacă nu vi se pare rău să vă rugați împotriva voii lui Dumnezeu, continuați să vă rugați. Ultimul lucru cu care aș vrea să închei, ce trebuie să ne păzim de lucru rău, îi feriți-vă să faceți excepții de la cuvântul lui Dumnezeu. Feriți-vă să faceți excepții de la cuvântul lui Dumnezeu. De la regulile omenești, mai facem excepții și mai scăpăm. Că avem noi o vorbă, auzi, orice regulă e acolo pusă să fie încălcată. Ei, nu la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și regulile care scrise în Biblie sunt puse acolo să nu fie călcate niciodată. Și dacă avem curajul să facem excepție de la cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine suntem, să știți că mergem pe o cale greșită. Domnul Iisus a făcut excepție de la cuvântul lui, dar știți de ce? Pentru că e a lui. Când tu ai spus sau ai ceva și ai regulile tale, poți să faci excepție de la ele că sunt tale. Dar nu te duci în casa fratelui tău și fă excepții de la regulile casei lui. Noi așa facem cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar fi eu să mă duc în Irlanda la fratele meu, să stau acolo în casa lui, să-mi dea de mâncare și el să zică, auzi, bă, am copii mici, la ora 10 seara să sting toate luminile. Eu ce să zic? Auzi, eu fac excepții. Eu mai stau cu lumina aprinsă. Așa este când facem excepție cu cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu e a nostru, frați și surori. Eu n-am curajul să fac excepție de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să avem curaj. Vreau să vă spun că apostolii au făcut excepție de la cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a făcut excepție când l-a luat pe tâlharul de pe cruce, fără să-i facă cateheza, fără să-i facă botezul în apă și l-a mântuit. Primul om care a fost mântuit, a excepția făcută de Domnul Iisus, au făcut el și altele, dar doar el are voie. Dar vreau să vă spun că am găsit în Biblie și apostolii care au făcut excepție de la cuvântul Domnului. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, vedem acolo pe Petru, apostolul, care tot așa, în casa sutașului Corneliu, predică Evanghelia, știți ce se întâmplă acolo? Oamenii rămân străpunși în inimă, Domnul îi botează cu Duhul Sfânt și el știți ce zice? Uite apă. Bă, dar Petre, nu le-ai făcut cateheza. Auziți, frați și surori, Petru a fost un apostol, noi nu. V-am mai spus eu vreodată că, odată, că eu caut apostol și încă n-am găsit niciunul, numai mincinoși. Petru a fost apostol, noi nu. Indiferent cine suntem și ce statut avem în casa lui Dumnezeu sau în societatea asta, peste cuvântul lui Dumnezeu nu putem să trecem. Botezul este o mărturie curată. Păi de unde știi când e mărturia aia curată, dacă tu nici nu l-ai catehizat? Ați auzit că se întâmplă? În al doilea rând, Petru nu numai a fost apostol, Petru a avut darul cunoștinței, pentru că el a văzut că ei au rămas străpunși în inimă. Și ca rezultat că a rămas răpunși în inimă, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Păi chiar că nu mai este nici o piedică să fie aia botezat în apă. Gata! Dar noi, darul cunoștinței nu, să vedem că au rămas răpunși în inimă,
botez cu Duhul Sfânt, nu înainte de botez în apă, sau dacă îi botează Domnul cu Duhul Sfânt pe tineri, fac prostii și așa mai departe, și sunt slujitori care fac excepții. Nu știu dacă v-am mai spus, un prieten de-a meu se duce în alt stat, nu-i de aici, și zice, bă, m-o chema frații la un botez. Da, și cum a fost, frate? Zice, măi, am botezat nu știu câte suflete, îmi zice el, în localitatea, am fost și eu acolo. Și zic, și? Zice, la sfârșit, o mai venit două suflete să le fac botezul. Păi zic, și ce ai făcut? Păi le zice, le-am botezat. Dar zic, le-ai făcut cateheza, le-ai întrebat ceva din Biblie? Nu, frate, că plângeau. Păi nu toată lumea care plânge s-a schimbat. Și eu pot să plâng, aproape la comandă, dar nu înseamnă că m-am schimbat. Feriți-vă să faceți excepție de la cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Feriți-vă să în viața de zi cu zi să trageți o minciunică sau orice excepție din lumea asta, feriți-vă să o faceți la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul de astăzi ne îndreaptă să ne învață să ne ferim de tot ce ni se pare rău. Dacă nu vi se pare rău să faceți excepție de la cuvântul lui Dumnezeu, continuați să faceți excepții și o să ajungeți exact în iad. Și dacă am greșit, să-mi spuneți în ziua aia. Nu se face, frați și surori, excepție de la cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să ne ferim de tot ce e rău. Să ne ajute Dumnezeu să ne ferim să vorbim de rău pe oricine. Dar în special pe cei care se ostenesc pentru cuvântul lui Dumnezeu sau orice altceva care fac pentru Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu, frați și surori, și să ne ferim, frați și surori, ca să nu facem excepții. Și în al treilea rând, să ne ferim să nu facem sau să facem împotriva voii lui Dumnezeu. Și aș vrea acum să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune de cauze. Dar prima cauză să fim noi și să spunem, Doamne, în seara aceasta am învățat că trebuie să mă ferez de tot ce e rău. Și dacă nu mi s-a părut un lucru rău, să știți că aici e martor cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm pentru toate cauzele care le știți dumneavoastră. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, dar să ne rugăm, Doamne, dacă e voia ta, vindecă. Dacă e voia ta, vindecă. Dar descoperă-ne, Doamne, voia ta. Să ne rugăm pentru cei care nu-s pocăiți să vină la pocăință, că așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei care au încheiat un legământ cu Domnul și s-au despărțit de Dumnezeu. S-au dus pe căi rătăcitoare să vină înapoi la pocăință, că-i după cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Să ne rugăm pentru misionari, pentru cei ce predică Evanghelia, pentru că-i după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți cauze, frați și surori, să le spuneți.